Ajá. Să-i aplaudăm și să-i primim cu drag. Ce frumos e, ce frumos e, ești tu, fata mea. Parcă o văd, dar parcă o văd pe maică ta. Doamne, ce sără bucură ca să te vadă și ea. Doamne, ce sără bucură, sără bucură ca să te vadă și ea. Dar stau și plâng, dar stau și plâng, că de fata mea m-a despart. Se duce din casa mea. Dar stau și plâng, dar stau și plâng. Trece. Mă despart. Dar cu bărbatul după ea. Se duce din casa mea. Se duce din casa mea. De la casa mea, de mine tu nu uita, te rog nu uita, să vinesc ca să mă vezi, că de mine mă întristesc. Să vinesc ca să mă vezi, ca să mă vezi, că de mine mă întristesc. Dar stau și plâng, dar stau și plâng, că de fapta mea mă despart. Dar cu bărbatul după ea, se duce din casa mea. Dar stau și plâng, dar stau și plâng, de fapta mea mă despart. Dar cu bărbatul după ea, se duce din casa mea, se duce din casa mea. Prezentăm un obicei de nuntă țigănesc cu legile țețin de șatră. O țigancă se îndrăgostește de un român, iar părinții fetei nu sunt de acord și obligă să se mărite cu un țigan. Va fi o nuntă mare la care ne va cânta Guță și Sorina. Bahte de rodel! Moromale, mă! Astăzi sunt șatra noastră, o să fie o nuntă mare, mă! Bari, mă! Bari! La ciudez, muro! Dar ce faci, mamă, sunt fine? Dar pe ce să fac apte cu tine, că jântă, n-am bani! Da, păi dacă o să-mi gazi mie în palmă, o să-ți dau niște galbeni. Păi să-mi dai apte cu cățea mărâtă! No, pe lasă că dacă o să-mi spui de bine în palmă, pe eu o să-i da. Păi știi că eu mă duș la tată mereu, zice și-i drept. Eu no, bine, no, hai să vedem dacă îi spun. No. Dar auzi, și tătă-i tatăl tău și nebuneala aia cu românul ăla? Nu ți-a înțeles și odată, de și tătă-l nebunești? Dar pe eu dacă îl iubesc pe rumă, ce vrei să-l iau un țigan ca să nu pot să trăiesc cu el? Păi hapte, cum mă duș la nu zice de rău. Știi că legile noastre trimite de un țigan în șatră, hapte cu. Că lasă mă legile noastre țigănești, că am uit democrație, mătușa Sulfină. No, bine, dacă zici tu, oricum mă trebuie să-l vine tu, de capitol. Tu, femeie bună, ai, nu-ți arată că ai să te măriți tu cu
Băiețu, tu femeie, ce faceți? Unde-i copila asta noastră? Unde-i tu copila? No, acum, Anita, du-te după aia să mănânc, că astăzi am transpirat cât am lucrat. Du-te repede și caută copila. Mamă, dar am venit să povestesc o țurcu băiatul ăsta frumos. Dar cine-i fișorul ăsta?